Au pierdut libertatea pentru câteva baxuri cu țigări. Patru tineri din capitală au fost reținuți după ce au spart un magazin de cartier în toiul nopții. Indivizii au rupt ușa și au scos din magazin o etajeră întreagă plină cu pachete de țigări. Polițiștii cred că nu sunt la prima abatere. Camerele de supraveghere au surprins pas cu pas tot jaful. Spargerea a avut loc în jurul orei 22. Cei patru hoți au venit cu două mașini la magazin. Erau toți mascați cu fețele acoperite de fulare. 20 de secunde atât a durat până când unul dintre ei a spart ușa. Ceilalți țineau de 6. La fel de rapizi au fost și după ce au intrat. Au tras cu putere o etajeră metalică plină cu țigări și au scos-o cu totul pe ușă. Apoi au pus-o în portbagajul unei mașini și au ascuns țigările la unul dintre ei acasă. Nu au apucat nici să le fumeze, nici să le vândă. Au fost prinși după 24 de ore. La venirea anchetatorilor, tinerii au redevenit rapizi. Au încercat să fugă sărind gardul casei. Cu astea? Care le-a dus băieții? Da? Furate de unde? Cei patru suspecți au fost reținuți. Polițiștii îi cercetează acum și pentru alte 9 spargeri care au avut loc în sectorul 3. Ancheta va fi însă extinsă pentru găsirea celorlalți complici.